Păi dă un colo, mă, dar care soasele, mă, se întâmplă asta? Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, am primit sute de mesaje că unde ai fost, ai murit, de ce n-ai mai postat? Hai că am primit, dacă e youtuber apreciat, da. Acum, fără nicio glumă, chiar mulți m-ați întrebat de ce n-am mai postat așa de mult timp, undeva la 2 săptămâni. Hai că m-ați întrebat de ce n-am mai postat. Da, m-ați întrebat toți. Revin cu un nou episod pe canalul ăsta, m-am și tuns, m-am frezat, m-am făcut frumos. Am mers și la facultate de atunci odată și de atunci a zis gata, mi era bine fără să merg. Mi-a zis foarte mult să fac episodul ăsta. Hai că mi-a zis, da, mi-a zis, da, toți mi-a. Știți că am făcut un episod cu cei mai ghinioniști oameni din lume, acum o să facem un episod cu cei mai norocoși oameni din lume. Și pentru asta vreau să lăsați un like pentru revenirea mea, frate, pentru revenirea. Să facem 30.000 de like-uri și să-mi ziceți în comentarii, pentru că le citesc pe toate, întâmplarea voastră cea mai norocoasă din viața vieții tale și a mă. Deci dacă eu credeam că am luat bacul fără să învăț o experiență și o întâmplare super norocoasă, uite-te la tipul ăsta, frate, sau la cine o fi aici. Tu-ți dai seama, așa, în mintea ta așa, mă, că suntem la fel. Te uiți, oleacă. Tu-ți dai seama, omul meu, cum s-a simțit? Nu 3 de, nu 7, direct 50 de, cred că era soția lui, știi? Era pe afară și a zis, mai dă-i un pic cu spatele, că ai loc să o parchezi, știi? Mai dă-i oleacă. Bă, și omul meu tot dădea, n-o fi văzut râpa, știi? Și te dai, că ai loc, știi? Și i-o dat ca lumea, nu că... I-a dat rău. Băi, dă-o încolo, băi, care erau șansele? Bă, n-ai cum, frate, n-ai cum. Bă, care erau șansele să fie copacul ăsta așa, să aibă o formă ușor circulară, știi? Să fie așa circulară, fix când îți parchezi tu mașina acolo. Păi dacă eu mi-o parcam eu, frate meu, la cât de norocos sunt eu, copacul era ușor circuit, dar pe partea asta, știi? Și când cădea, făcea asta, știi, să cure, deci îmi rupea mașina în două. Bă, cu poza asta, nu știu care e întâmplarea norocoasă, că... Poate pentru ăsta, că nu i-a fi ăla, că i-a raschetat mașina, au trecut fix pe lângă. Dar ăla din spate ce noroc are, văruțule, că ia uite cum i-a făcut-o, zici că a dat așa, cu ăla pe roșie, direct, așa a făcut mare hamburger cu roșia. L-a rupt pe omul meu la asigurare, l-a rupt acolo la cască, l-a rupt la tot, că nu mai vezi nimic al mașina. Băi, dă-o încolo, frate, asta chiar e norocoasă, frate, mie mi-a intrat un cui în picior. Nu știu dacă ați pățit, deși vă zic că e groaznic, frate, am stat un an, frate, n-am putut să calc ca lumea pe talpă din cauza că mi-a intrat un cui în picior. Mamă, frate, și mi-amintesc că mă duceam la karate, atunci făceam antrenamente, bă, și trebuia să bă, nu puteam să ridic piciorul, vai de capul meu ce era. O fi fost și la un fel de noroc, că era în perioada aia că nu prea învățam eu, știi? Și o fi zis Dumnezeu, uite fiule, ca să nu poți să te mai duci afară sau să ieși cu prieteni, știi? Stai un pic și învață să treacă rana, nu, deci am preferat să fug, știi? Să fug pe cărbuni, numai să nu învăț un pic, mă înțelegi? Da, ca să învățăm complementul circunstanț, da, lasă, nu învăț nimic, no, mai bine aș, no, mă duc eu să duc, no, la. Băi, dă un colo, bă, dar care șoasele, bă, se întâmplă asta? Bun, mă, copaci, ce-au copaci, unde se curbează? Zici că-s fetele de pe Instagram din zilele astea să mor. Băi, vărule, cum se mai curbează copacii așa, bă, fix pe formă, bă, că dacă avea un pic de porbagaj în spate și nu era așa break frumos, păi ce înseamnă, că e rupea direct cu totul, dar fix atunci, bă, tu-ți dai seama. Din nou, frate, nu știu cum, care șansele să fie la curbă, frate, deci nu știu care, bă, la unghi, bă, că nu știu eu să desenez așa la unghi, să calculez, uite-o leacă, bă, bă, zici că bara e graș pentru mașină, bă, știi, de nou lasă să plece, deci perfect a fost, nu-mi dau seama cum. Uite alta, cu a lua hackbar cu andem, ham, hen, ce-mi scrie, ha, Jerome, acolo, știi, ce frumos, eu venit direct așa, știi, pe steguleț, pe mașină, eu făcut conturul așa. Deci mai mult că o lăsat la bariera din buton așa, știi, asta i-o pus pe mașină, mă înțelegi? Bă, dacă e adevărată, omul ăsta, frate, care a fost surprins de camera aia, știi, care e pe semafoare de obicei, se va dacă treci pe roșu sau dacă ai rovinietă sau dacă ai viteză, frate, fix atunci o trecut pasărea asta. Bata oar norocul de pasărea Phoenix să fie până lăudată cerului. Am stat un pic singur și am analizat asta, nu e o pasăre, e un înger. Deci e un înger, ăla nu, poate vi se pare sincer că uite, dacă ne uităm atent așa, știi, pare că are ciocul ăla și așa. De fapt, dacă vă uitați un pic mai atent, așa un pic așa, aplicați capul, vedeți cum ar veni că de fapt întruchipează forma unui înger. Serios, pe bune, păi asta serios. Păi cum să nu fie înger când tu, obositule cu Mini Cooper, vii cu 130 pe prin localitate și nu vine îngerul ăsta și pune așa în față. Zic că nu, că nu, lasă, de ce ți-a permisul 3 luni? Ia așa, direct, poc, și-a pus plasturile pe semafor. Îl vedeți pe nenea ăsta care e în curtea lui, codita mai piatră, care pare că e așa, piatră de-aia de face ciment cu ea pentru voi ăștia, deci sunteți mai așa. Ei bine, descrierea la poza asta e că chetroiul ăsta valorează 4 milioane de dolari.
Păi, dar știi cum? M-am lăsat și de YouTube, m-am lăsat și de facultate, păi mă duc să caut pietre, vărule. Păi mă duc să după pietre până nu mai văd, până am ciment în ochi, până mi se fac așa ochii pietroși, să mor. Până mă fac ăla din patru fantastici, știi ce zic? Până mă fac ăla așa ca o pietre. Iată, devin că ăsta așa, frate. Știi, căutătorul de pietre, mă, dar pentru 4 milioane de dolari stau vreo 3 ani și stau așa prin eu știu, prin Amazon, caut pe sub apă, peste tot. Nu mai auzit nimic de mine 3 ani și da, după 3 ani, frate, mă vezi că vin în... Eu știu în ce vin, în Aston Martin vin aici, mă plimbă unul cu roșu, vin frumos, fac așa, așa merg, așa merg pe stradă. Când mă văd ăștia, te ziceau că am clăbuș la gură și ciment pe față, că căutam pietre, că eram țăran acolo, păi dar zic, uite, așa merg, frumos, op, nu, aici pun inelul cu diamante și fac, op, ia uite ce lucește, o, și lovește asta, o, ce puternic e inelul. Eu cu inel de 300.000 de luat, ce mă vorbește, are prea multe pietre lucioase, ce bogat e, snic. Bine, nu cred că se întâmple chiar așa. Dar mă rog, deseori nouă oamenilor ne place să vorbim despre chestii care nu se întâmplă niciodată. Dar e fain, știi, să vorbim. Nu știu ce o fi asta să vorbești așa. Dar na, te surprinzi vorbind, da. Diferența e că eu mă surprind de 8 ani cum mă filmez cu o cameră și nu se întâmplă nimic. Eu tot aici am rămas, știi? Omul ăsta a primit 360 de sneakers-uri pentru că a fost un glitch, frate, pe chestia de marcat. Și uite, a scris acolo câte unul și de fapt eu la 360 și eu bătut 30, frate. Tu îți dai seama, frate, că n-ai pentru tine, n-ai nici pentru măta mare, n-ai nici pentru tată tău mare. Ai pentru tot orașul mare. Deci ai pentru și comune și județ, tot ce mai pe lângă tine, pentru atât ai sneakers. Să mor. Dacă mă credeți, frate, în vara lui a 9-a, știi, înainte să intru la intra 10-a, bă, eram disperat după sneakers-uri, mâncam câte 2 sneakers-uri pe zi, frate. Și faceți așa un calcul, era 3 lei sneakers-uri, frate, și eu mâncam câte 2 pe zi toată vara. Gândiți-vă așa, un piu, cât am dat pe sneakers. Așa, un pic, am piu. Băi, dă un laptele, mă, sibă, care erau, bă, așa, să te protejezi de brelocul cu Real Madrid. Băi, n-ai cum, frate, deci astea, îți dai seama. Nu știu dacă ați prins finger skateboard-urile alea, așa, știi, de te plimba așa cu ele, frate. Bă, am dat o schemă, mi-a zburat ăla direct așa, prin aia și a ajuns în calorifer, frate. Și nu l-am mai scos de acolo, frate. Dacă e caloriferul ăla la școala în care am fost eu în clasa a doua încă, cine e în școala aia o să găsească un tec de care a fost al meu cândva. Uitați-vă la poza asta. Știi care e descrierea? Că în magazinul respectiv era o roată și puteai să dai să vezi ce-ți pică, frate. Știi, după ce ai cumpărat produsele, era o tombolă de aia. Și fii atent, frate, și omul meu a prins un cupon de 100% reducere pentru tot cealaltă. Adică a mers gratis, da? Fii atent acum. Deci asta mi s-ar întâmpla mie. Imaginați-vă că fix în ziua când ai prins 100%, da, să fi mers la magazin, frate, să-ți fi luat o pâine că te-a trimis maică ta, frate, știi, și să-i strast. Păi, dar nu nebunești, băi, deci cred, deci așa, așa era. Hop, ameno. Și de ce zic asta, vărule, că eu de obicei mă duc să-mi iau un piept de pui, știi, că am nevoie de un piept de pui, atât am nevoie, știi cum e, ies așa cu căruciorul plin, hop, 3 milioane, știi ce zic, hop, știi, așa, nu știu cum trag așa, mi se duc așa mâinile, știi, așa, hop, 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 știi, nu știu cum. Și când chiar merg să fac cumpărături pe bune, se întâmplă să uit ce am nevoie și am piu, merg așa cu o chestie, mă întorc acasă, știi, și atunci a prins 100%, da. Deci asta am vrut să zic, amin. Deci tot ce îmi vine în cap, frate, când văd pozele astea, îmi vine să mă întreb care sunt șansele, frate, adică pe bune. Vă puneți așa întrebările, frate, să fie așa, să fie tu cu mașina și fix atunci universul, să fie cuiul ăla atunci perfect poziționat, matematic vorbind, e imposibil să calculezi așa ceva. Bă, și vii tu, Marius, cu mașina, că vii de la muncă, vii obosit de mai poți după 17 ore de muncă, vii acasă, știi cum ar veni. Și vii tu cu ta mașina, să te duci acasă, care ai o casă din 7 miliarde de oameni, înțelegi? Și vii tu cu mașina ta și fix când treci tu cu rotoiul ăla la mașină, așa, fix atunci cuiul ăla e în poziția perfectă ca să nu-ți intre în mașină, frate. Bă, care șanse, bă, serios. Dă-o în brânza, mă, zi, frate, că dacă treceam eu cu golfuțul meu pe acolo, păi cuiul ăla nu că era așa, deci era cu mai mulți indivizi, avea așa frați de întregi, așa, și erau cuie peste cuie și intrau partea așa în mașină, zici că mi-o blindam, așa era. Da, n-ai cum, frate, n-ai. Unii oameni s-au născut să fie norocoși, unii ghinioane, dar nu știu care erau șansele să... Poziția perfectă, locul perfect, timpul perfect. V-aș zice matematic, care șansele, dar nu știu mate. V-aș zice și fizic, dar nu știu nici fizică. V-aș mai zice și chimic, dar nu știu nici chimie. Și vă mai zic și biologic, dar nu știu nici biologic. Nu prea știu chestii din câte... Observați. Nu prea știu. Asta e.
Pe bune, deci dacă se zice că trifoi cu patru foie norocos pe ăsta cu 5 cei, că când îl ridici, când îl iei așa din pământ, vezi că începe să lucească, apare așa aură de aia. Bă, n-ai cum, frate, să două cu 5, frate, păi tu dai seama că asta și-a asigurat viața ei și a copilului ei, frate, noroc pe viață. Păi tu dai seama să batea naful la ușă. Hop, amendă de 20 de milioane, frate, că nu știu cum, ceva și faci, hop, știi, scoți ăsta cu trifoi cu patru foi, face aia, se uite mai bine așa, face, a, nu era lui vecinul, știi, la revedere, zi bună, hop, se duce la vecinul, mă înțeleg. Îi dai unul de ăsta lui Andrei la școală și zice, prof Andrei 4, că n-ai învățat, face, hop, știi, scoate Andrei ăsta, face, nu, era pentru Marius, Marius ce prost ești, 4, știi? Asta numesc eu noroc, frate, deci asta numesc eu noroc, asta cu pepenele, frate, deci asta e norocul suprem. Bă, vara, bă, când ți-e poftă de nu mai poți, bă, și desfaci pepene și-l vezi că e plin, e negru de semințe, bă, până îi scoți semințele așa, sau vrei să bagi în gură, mulci așa, că mă, tu, o scui, pe aia ești trist. Bă, dar mai mare dragul, bă, când deschizi la 35 de grade un pepene așa, frumos, mamă, și așa, bă, și bagi așa de tine, așa, ajunge așa până la urechi, știi, și te faci plin de zeamă, de, care n-are semințe, frate, deci asta e, e extraordin, deci e... E neimaginat, omule. Da, bă, Sacarul, revin pe mijloc. Cam asta au fost, cam astea au fost toate întâmplările norocoase. Bine, ori mai fi. De exemplu, voi că m-ați descoperit pe mine, frate, și de când m-ați descoperit, viața voastră e mult mai bună. Serios, să ne sincer. Uduie. Promit că nu se mai întâmplă să nu postez două săptămâni, frate. Deci când am avut bacul, bă, deci când am avut bacul, am postat așa constant, cum postez eu miercuri, sâmbătă postam, nu cont dacă e bac, că plec pe lună. Dar acum n-a s-a întâmplat, măcar pentru mie aia de mesaje pe care mi-a dat, hai că mi-a dat 1000 de mesaje. Da, da, da. Mi-a toți. Da, da, da. Nu uitați să dați un follow pe Instagram la Sniculeț, că mulți nu mai aveți să la follow pe Instagram, să dați un like la videoclip, să vă simțiți bine și să râdeți mereu, bă. Ne vedem sâmbătă cu clip la ora 2. Eu v-am pupat. Pa, bă!